Și acum, haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Luca, capitolul 15. Voi citi trei versete, de la versetul 17 la 20. Patru versete. Luca, capitolul 15, de la versetul 17 la 20. Să ascultăm cuvântul Domnului. Și a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu o belșug de pâine? Iar eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat. Și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl l-a văzut și a, i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Amen. <coughs> Una dintre cele mai frumoase istorisiri rostite de Mântuitorul nostru, Iisus Hristos cunoscută printre noi, pilda fiului risipitor, cunoscută popular și tradițional, dar, practic, pilda este, ar trebui intitulată mai corect pilda celor doi fii risipitori. Unul risipitor departe de casa tatălui și unul risipitor în casă care nu are relație cu tatăl său, care uh, nu recunoaște adevărul și care trăiește o minciună, mai ales când îl acuză pe tatăl său. Eu tot timpul am fost lângă tine și mie nu mi-ai dat măcar un ied să mă bucur cu prietenii mei. Dar la începutul acestei istorisiri, cuvântul Domnului spune că tatăl a împărțit averea în două și le-a dat-o fiilor. Nu i-a dat un ied, i-a dat toată averea. Însă așa sunt unii oameni care nu văd și care nu recunosc. Însă în seara aceasta, în timpul scurt pe care l-am la dispoziție, să ne uităm la pocăința risipitorului. Pocăința risipitorului. Acesta este titlul mesajului meu. Notați patru lucruri fundamentale care arată sau descriu cum este pocăința resipitorilor. Și primul lucru pe care trebuie să-l vedem este schimbarea minții. Schimbarea minții. Versetul 17 spune și a venit în fire. Până acum, gândea împotriva Tatălui, gândea împotriva lui Dumnezeu, gândea împotriva bunului simț, gândea împotriva civilizației, dacă vreți. Și a gândit ca unul care a mers până acolo în obrăznicia lui și împăcătoșenia în lui, încât. Atunci când a vorbit cu tatăl său, citesc ca să vedeți și să vă pot explica: Un om avea doi fii. Cei mai, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea mea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea, amândoi. Este atât de obraznic și atât de lipsit de bun simț încât vine în fața tatălui său și când spune, tată, dăm partea mea de avere, și ce îi spune? Tată, știi ce m-am gândit? Pentru mine tu ești așa de bun cât un om mort. Pentru că averea nu se împarte decât numai după ce moare proprietarul și testamentul se deschide și se împarte ceea ce este lăsat în testament. Deci, acest risipitor a venit la tatăl său și a spus, pentru mine așa ești de bun ca mort. Și de aceea, când vorbim de pocăința risipitorului, primul lucru este schimbarea minții. Și a venit în fire. Adică, în, în expresia greacă din acest pasaj este, i-a venit mintea la loc pentru că o avea în altă parte, o avea unde nu trebuia, i-a venit mintea la loc. Și nou ne trebuiește schimbarea minții de multe ori, pentru că de multe ori ne întrebăm ce este aceea pocăință. Și pocăință, din nou în limba greacă, este metanoia. Metanoia însemnează înnoirea minții schimbarea minții, înnoirea ei sub ungerea Duhului Sfânt după ce a fost spălată în sângele Domnului Isus Hristos. Ne trebuiește și nouă schimbată mintea și atitudinea în foarte multe lucruri, pentru că eu am nevoie de pocăință. Și vă întreb dumneavoastră, aveți nevoie de pocăință? Aproape toți au nevoie de pocăință. Sunt câțiva care nu au. Dar avem nevoie de pocăință, de schimbarea minții, de schimbarea atitudinii. De exemplu, când Sfântul Apostol Pavel scrie romanilor acest pasaj celebru, Roman 12, dacă vreți să puneți versetul 1 și 2, Apostol spune, vândem dar fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, plăcută Lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci spune, schimbați-vă. Și acum ne spune cum? Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Vreau să fac o mică paranteză. Chipului, chipul viacului acestuia, frașestoror, doamnă și domnilor, nu se refere la ceea ce popular se predică. Fii atent, domnule, că ăsta umblă cu Mercedes și om numai trabant. Sau uită cum s-a îmbrăcat. Poate fi și aceasta, că să fie cineva îmbrăcat așa mai deșucheat. La casa domnului videcent. Însă chipul viacului însemnează în această expresie a lui Pavel ce să nu vă potriviți gândirii acestui viac, gândirii anti-Dumnezeu. Și apoi spune cum? Ci să vă prefaceți, această traducere este Greoaie pentru mintea noastră de astăzi a lui Cornilescu și în, în revizuirile noi este corectată, după înțelesul de acum al pasajului, ci să vă transformați prefacere este transformare, prin prin ce? Prin înnoirea minții voastre, pentru că aceasta înseamnă pocăință. Înnoirea minții, transformare prin înnoirea minții. Termenul grecesc pentru transformare acolo este uh, metamorfoză și metamorfoză înseamnă să treci prin stadii până când ajungi la o minte sănătoasă, ajungi la o minte corectă. Deci primul semn și prima nevoie a pocăinței risipitorilor este schimbarea minții. Al doilea semn al pocăinței risipitorilor este schimbarea sensului, scopului vieții. Și aici cuvântul Domnului spune, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Ați văzut? Și a schimbat scopul. Nu va merge la lui să-i zică. Și uitați-vă cu atenție în pasaj, pentru că atunci când a mers ca și un uh, obraznic, și i-a spus tatălui său, pentru mine ești bun mort, dă-mi averea, deschidem testamentul și dăm ce-mi trebuie, rugăciunea lui a fost, dă -mi. Când a schimbat scopul vieții și l-a recunoscut pe tată, tată, ce a zis? Fămă. Nu mai dămi. Fămă. Fămă un slujitor al tău dacă se poate, dar numai să stau în prezența ta. Ăsta este scopul cel mai mare pe care îl putem avea, să stăm în prezența lui Dumnezeu, să stăm în prezența Mântuitorului Iisus Hristos și să stăm în prezența Duhului Sfânt. Trebuiește scop mai mare? Aduceți-vă aminte ce spune psalmistul. În prezența lui sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta lui. Glorie Domnului! Și cum să nu-ți schimbi scopul atunci? Nu avem nevoie de bucuria mântuirii? Nu avem noi nevoie de bucuria Duhului Sfânt, de bucuria cercetării Cuvântului, de bucuria prezenței lui Dumnezeu? Eu am nevoie de bucuria aceasta tot timpul. Și mă rog să o ai și tu. Schimbarea minții, schimbarea scopului vieții, trei, este schimbarea direcției când era încă departe, pentru că s-a sculat și a plecat la tatăl său. N-a mai plecat departe de tatăl său. Și-a schimbat direcția, a plecat la tatăl său. Pocăința resipitorilor presupune să ne schimbăm direcția în viață. Dacă drumul meu sau drumul tău era un drum care ducea spre prăpastie, ducea tot mai departe de Tatăl Ceresc, tot mai departe de Mântuitorul Iisus Hristos și tot mai departe de Lumina Duhului Sfânt. Frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să schimbăm direcția și să ne întoarcem din nou la Tatăl nostru Ceresc. Și glorie Domnului, avem un Tată plin de milă și de îndurare. Avem un Mântuitor și un răscumpărător plin de bunătate, bogat în bunătate, îndelung răbdător, iertător și milos. Avem nevoie să ne întoarcem la Duhul Sfânt, care ne poate lumina și care ne poate călăuzi în tot adevărul. Nu în jumătăți de adevăruri, în tot adevărul. Și apoi, în al patrulea rând, și ultimul pe care îl menționez în seara aceasta, pocăința resipitorilor presupune pe lângă schimbarea minții, Schimbarea scopului vieții, schimbarea direcției, este schimbarea destinației. Nu mergem numai spre tatăl, mergem la tatăl. Mergem acasă. Pentru că așa spune aici. Și a venit în fire și a zis, câți ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la Tatăl meu. Și a schimbat destinația. Dumnezeu ne-a creat să locuim cu El. Și să locuim lângă El. Dumnezeu ne-a chemat din păcat să slujim de glorie slavei sale. Dumnezeu ne-a chemat să spunem și noi, ca David, ca fiul lui Asaf, mai mult face o zi în curțile tale decât o mie de zile în altă parte. Care destinație îți place ție mai mult? Ce te atrage mai repede? vreau să fiu înțeles populist, dar folosesc această expresie acum. Ce te atrage? Care e destinația care te atrage pe tine mai tare? Un meci de fotbal pentru care nu poți veni la casa Domnului sau pentru tine destinația este casa de rugăciune, casa Tatălui nostru. Și risipitorii de departe trebuie să se pocăiască, dar și cei din casă trebuie să se pocăiască. Amin? Amin? Și acest mesaj este pentru mine și este pentru tine. Deci ce? Să punem la inimă cuvântul Domnului și să ne schimbăm direcția, să ne schimbăm scopul, să ne întoarcem la Tatăl nostru Cel Ceresc și să-i spunem Am păcătuit împotriva ta, am păcătuit împotriva cerului, ți-am vrut moartea, am vorbit cu disrespect, însă tu ai rămas același și așa este Dumnezeu câtă vreme suntem în viață este plin de milă și de îndurare pentru că Iisus Hristos așa a spus fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele nu după ce ești șase fit, doi metri sub pământ pe pământ câtă vreme ești pe pământ atâta vreme te poți pocăi ne putem pocăi. Doamne, dă-ne o minte curată, o minte nouă și o inimă nouă, să ne putem pocăi cu adevărat. Amin.